Bună, dragii mei, bine vă regăsesc la un nou clip de cumpărături săptămânale, vizionare plăcută. Astăzi am fost la piață și am cumpărat tot ce vedeți aici și o să vă spun prețurile. O să începem cu această sălățică. Aici avem, practic, grupa crudităților. Avem această sălățică foarte bogată, după părerea mea, 2 lei. Aceste roșioare, super drăguțe, adică, wow, 13 lei. Acest pastârnac, 3 lei. Această cepuță, 10 lei. Morcovei, 4 lei. Și aici începem tot așa, aici avem o altă grupă, avem grupa lactate și ouțe. Și pe ouțe am dat 20 de lei, dar aici trebuie să vă spunem un lucru. Sunt cu două gălbenușuri, deci practic cam se merită banii, da, adică un 2 lei un ouț. Și această cașcaval afumat sau brânză afumată, nu sunt sigură ce este, ca să vă spun sincer, deci da, dar a costat 30 de lei. Și aici este pâinica, este de la o brutărie pe care o vezi foarte des când e vorba de piață, 11 lei. Și cam atât pentru astăzi. Pentru mai multe cumpărături de la piață, urmăriți Aliera! Pa! Și cumpărăturile din magazine, Lidl, 1 litru de borș, roșii pasate, nu știu cum e în casa voastră, dragile mele, dar la mine roșiile pasate se consumă într-o veselie cu ciorbe și cu felul 2, o pungă cu mere golden, un mix de legume pentru supă, eu le-am luat să fierb fasolea, săptămâna asta o să facem niște fasolică, două fructe de avocado, două de mango, banane, roșii din acestea mici, super dulci și gustoase și miros așa frumos. Facem fasolică, dar fetele nu vor mânca, așa că trebuie să fac și niște pește la cuptor. Și avem astfel, file de șalău de Nil, 262 de grame, 13,86 lei a fost bucata aceasta. Și m-am bucurat să găsesc și niște somon, că somonul rămâne slăbiciunea noastră, la ofertă. Am găsit aceste două bucăți, aceasta 23,28 a costat, iar aceasta 17,48. Niște fâșii de bacon, din acela crud, da? Nu este afumat, nu este pregătit, pentru fasolica de săptămâna aceasta. Porchetta, că e săptămâna italiană, iar porchetta reprezintă o specialitate foarte așa, pe placul meu. Ridichele arătau extraordinar de bine, uitați-vă un pic ce micuțe și cu siguranță fragede și dulci sunt și la ofertă vreo 2 lei și ceva, mult mai ieftine decât în piață, da? Noi ne-am trezit cu ridichele și cu ceapa aceea albă, cu foaia albă, ne-am luat, să spun așa, țeapă din piață, am găsit la Lidl la preț mai bun după ce le cumpărasem din piață, da. Amelia. I-a spus într-o zi lui Florin că ea n-a mâncat niciodată hot dog și că ar vrea și ea să vadă cum e. Și, deși se pot cumpăra crembuști obișnuiți sau cârnăciori obișnuiți, am vrut să fie chiar cârnăciori din aceștia așa special de hot dog, adică sunt ca niște crembuși, dar ușor afumați, din săptămâna americană de la Lidl. Am luat acest borcan și două pachete cu chifle pentru hot dog. Pe parte de lactate, crema de brânză nu ne lipsește din casă, iar acum am găsit-o și la ofertă pe aceasta și am cumpărat două brânză făgăraș, perluțe de brânză din acestea în varianta clasică și acum la ofertă erau și acestea de la Milbona cu ceva mai multe proteine. Pastele instant, vă spuneam eu că nu le-am mai găsit pe acele Knorr, am zis să le încercăm pe cele din Lidl pentru că observ că nu au monoglutamat și nici aditivi periculoși, din ce am văzut eu, coloranți sau am vorbit eu în clipul de lunare, clipul anterior de cumpărături pe care îl găsiți aici pe canal și am mai luat de asemenea două pentru fete, de acum pentru luna viitoare, că nu mănâncă decât două pe lună. Această bucățică de cheddar vintage, maturat timp de 15 luni, am găsit-o la ofertă la 11,89 lei.
pateul acesta delicios era la ofertă. El e în trei variante, asta cu piper verde e preferata mea. Dar o să fac aici o mențiune. Scumpa mea, îmi pare rău, nu ți-am reținut numele. O drăguță de abonată mi-a spus, când tot vorbeam eu de pateul tulip, care are o cantitate mare de ficat, îmi spunea ea că este acest pate în Lidl, în ambalaj de plastic, și are același conținut de ficat. Nu, are un conținut mult mai mic, 35%, dar e foarte, foarte bun. Și somonul ăsta fumat, pe care îl luăm rar, că s-a scumpit foarte mult, e vreo 20 de lei, l-am găsit la ofertă la 15 și am zis să mai încercăm. Cred că din tot holul chestia asta mă face cea mai fericită. Sunt aceste plăcințele, așa, cutele mea. Îmi place enorm să mănânc ceva făinos, sărat, de genul acesta, cu cafea dimineață, cu cafeaua dulce, firesc, și cu firește și cu mult lapte. Da, ador combinația de sărat și dulce. Asta au avut o mică reducere prin aplicație, parcă zic un voucher de 10%. Și am găsit la secțiunea aceea de articole reduse aceste două borcanele cu... Una e mâncărică de fasole și una e iahnie de fasole. Asta mâncărică e mai lichidă, așa, iar asta iahnie e mai închegată. Reduse ambele la 3,84 lei. Foarte curate în ingrediente. Știu că pot face în casă ceea ce se va întâmpla și astăzi, dar vă spun, un borcanel de genul ăsta care expiră tocmai în 2026, mă gândesc că e bun de avut acolo pentru serviciu, pentru zilele de post. Parmezan fâșiuțe, tare bun ăsta, noi îl mâncăm și pe post de gustare, așa. L-am prins la oferte și l-am luat. Și ultimul articol din secțiunea de alimentare, o franzelă cu graham. Vreau să vă spun că atât de greu găsești în ziua de azi o pâine fără zahăr, am înnebunit căutând. Am găsit-o pe asta, sper că m-am uitat bine, că am mai văzut eu zahărul undeva ascuns. Referitor la zahăr, nu avem o problemă, mâncăm dulciuri, veți vedea și aici, dar una e să îmi asum eu că mănânc o napolitană plină de zahăr la ora de, la ora gustării și am terminat, și alta e să mănânc pâine cu zahăr sau la fel, acestea nu conțin zahăr, să știți. Nu că ar fi normal ca ceva sărat să conțină zahăr, dar în ziua de azi tot găsesc. Nu au zahăr. Da, bun. Nealimentare. Două pachete cu tampoane super de la OB. Astea recent apărute, fără chimicale, fără parfum. Și m-am bucurat foarte mult să găsesc această răzătoare și cu protecție de genul acesta. Știți, să poți radele guma până la ultima bucățică, da? Fără să te tai la mână. Sper să fie și bună. Aveam nevoie. Noi am avut o răzătoare electrică, dar n-am fost foarte încântați de ea și căutam de mult ceva de acest gen. Și două gratuități pentru achizițiile făcute anterior, nu doar acestea, probabil și ce a mai fost și acum câteva săptămâni, mazăre și o pungă cu fulgi de ovăz. Carrefour. Nu aș fi crezut niciodată că fetelor mele le vor plăcea acești crackers în varianta cu ulei de măsline și rozmarin. Tot timpul le luam simpli, am luat un pachetel de genul ăsta să văd cum e. Mie mi-a plăcut foarte mult, nu mă așteptam să le placă și lor, le-au plăcut enorm și lor. Așa că trebuia să iau, că le pun gustare la școală, trebuia să iau două odată din Carrefour, dar pentru că le-am prins la ofertă în acea săptămână, am cumpărat patru. Da, deci toate sunt la fel, cu ulei de măsline și rozmarin. Cereale Lion. Biscuiții ăștia cu semințe mi-au sunat bine, sunt bineînțeles de post pentru cafeluța de lunea, miercurea sau vinerea, cred că sunt buni. Am fost fericită să găsesc, ea se numește bere de ghimbir, dar sigur o știți majoritatea dintre voi, e o băuturică fără alcool, pe bază de ghimbir, și am găsit-o în Carrefour redusă la 5,65 lei. Ea s-a scumpit foarte mult, e, uitați, 11 lei și... Cred că am văzut-o și mai scumpă în DM, în esența plant, în fel de fel de drogherii. Da, s-a scumpit foarte, foarte mult. Și găsind-o la 5,65 lei, am luat aceste 5 sticle, dar să știți că mai erau la raft. Spiralele astea napolitane cu cremă.
Parcă zic că erau la ofertă, dar nu sunt convinsă. În fine, le-am găsit în Carrefour, sunt marca proprie Carrefour. Și am ales doar ce era de post, sunt și de dulce câteva sortimente, am ales doar ce era de post. Foarte surprinsă să constat că, de exemplu, acesta cu fructe de pădure, când vezi un aliment de ăsta roz, așa, eu cel puțin am pățit-o de multe ori, are coloranți. Nu, n-aș risca să cumpăr. Ei bine, nu, acesta pe post de coloranți are concentrat de morcov negru, de asemenea suc de fructe de pădure, coacă, se afine smeură, deci nu o aromă. Da, m-am bucurat foarte mult. Deci, de post, de asemenea, varianta cu cacao și la fel și acesta cu cremă de lămâie, văzând așa gălbeniu, nu vă spun, conțin tartrazină, fel de fel de ciudățenii, în general, alimentele din ziua de azi, dulciurile în mod special, dar acestea nu. Și tot atunci am văzut că aceste napolitane, de acestea știu sigur că erau, aveau o mică reducere de la DER, am zis să le încercăm și noi cu vișine și cu lămâie verde. La fel, văzând culorile astea, am zis că 100% au coloranți și întâi am analizat ingredientele și apoi le-am cumpărat. Sunt ok, sunt verificate, nu mai știu unde exact. Colorant extract de morcov negru și la acesta... beta-caroten, extract de șofran și alge marine, la acesta verzuliu așa. Foarte fericită am fost să constat că au apărut și la noi în țară de la McVitie's acești biscuiței, sper că foarte bun fiind, de la McVitie's, cu o cremă albă și cu un geleu deasupra, un geleu de fructe. Acesta e cu zmeură, iar acesta cu lămâie. Le-am găsit la ofertă, ele au apărut de câteva luni, dar n-am vrut să le cumpăr la preț întreg, nu că erau extrem de scumpe, 4 lei și ceva, parcă eu le-am găsit cu 3 și tot în acea perioadă, tot de la McVitie's, acești biscuiți, am văzut că erau la ofertă sandwich, așa, biscuiți cu ciocolată și cremă de vanilie în interior. Iar nealimentare din Carrefour, saci menajeri negri, saci menajeri roșii și un curățător ceramic pentru legume, l-am mai avut, te unge la suflet cum funcționează, al nostru s-a stricat, cel pe care l-aveam. Și la, tot la nealimentare mai aveam așa, jocul Monopoly, constructorul, super, super interesant și abia aștept să ne jucăm în familie, pare de calitate așa, cu miniaturi, cu bănuții. Și ce credeți? Și pe acesta, ca cel de data trecută, ca acel joc pe care vi l-am arătat în clipul de lunare, și pe acesta l-am prins la un super preț, 60 de lei, deci era 160, s-a redus cu 100 și l-am luat la preț foarte, foarte bun. Iar ultimele, sau nu, ultimul articol nealimentar și cu totul din Carrefour este această cutie letter, așa imită pielea. Am cumpărat-o pentru a pune șurubelnițe, patent, ciocan, știți voi, pentru că mă enervează că acum sunt pe balcon aruncate și răsfirate. Paco, lanțul nostru local de magazine, aveau la o mică ofertă biscuiții ăștia de la Mulino Bianco, știu că e o firmă foarte, foarte bună, sunt convinsă că sunt niște biscuiți foarte bune, am verificat ingredientele, conțin ouă, conțin frișcă sau smântână, nici nu mai știu, da, cred că sunt ok și iarăși mălai, pentru că la noi se, într-o veselie se consumă mălaiul, acesta clasic al lui Enache și acesta superior, nu știu care-i treaba cu el, acesta este 4,99, acesta este 5,49, da, cu 50 de bani mai scump. Haotic magazinul nostru local din Focșani. Am luat două săpunuri lichide, pe acesta verzuliu așa cu gardenie pentru baia noastră cu verde și acesta cu, pe acesta cu portocale pentru fete, 12 lei bucata a fost. Din Mega Image am găsit iarăși untul de arahide, acesta bun cremos așa. Nu conține decât arahide, îmi place, dar mi-aș fi dorit să conțină și sare, adică preferatul meu este acela bio din Lidl, tot așa cremos, dar are și un pic de sare de mare. Foarte bun prețul la acesta, 9,99 lei. Din Carrefour am cumpărat un mousepad, că nu aveam și am constatat că nu mă descurc fără mousepad, nu alunecă bine șoricelul.
De pe un site cu de toate.ro am cumpărat acest dispozitiv în care pui compoziția de clătite și strângi de maneta asta și ușor, ușor se scurge așa în partea de jos, deci totul e curat, nu te mai chinui cu polonic, cu compoziție de asta scursă pe aragaz, doar că avem o mică mare problemă. Eu nu am comandat acest dispozitiv. Cel pe care l-am comandat eu nu era cu manetă de asta, era cu, avea doar un capac simplu, era și altă culoare, ceva cu mov, și în niciun caz chestia asta pe interior. Acum, poate ar trebui să fiu încântată că am primit chestia asta cu acest mecanism, dar nu sunt, pentru că nu încape foarte multă compoziție în el, adică este clar că tu compoziția o faci în alt vas, mult mai multă. Și atunci eu pun compoziția din vasul ăla, mai murdăresc și chestiile astea, mai rămân și ele de spălat, înțelegeți? Adică nu mă ajută la nimic, plus că nu mi se pare corect să primesc altceva decât ceea ce am comandat. Și încă mă gândesc dacă voi face retur. Ca și preț, nu mai știu exact cât a fost, parcă 35 de lei, nu mai știu sigur, dar cu tot cu transport a costat 51 de lei. Din Pepco. O spatulă din aceasta, paletă de asta perforată, că avem una neperforată și nu a fost la set cu altele de la Lidl și nu sunt foarte încântată, 8,50 lei. Și folia de plastic de la Pepco, despre care am tot vorbit eu, sunt foarte mulțumită de ea, 7,50 lei și o cantitate mare, să spun așa, 30 de metri. Și foarte bună, taie foarte bine, trebuie să ai grijă să nu te tai la mână. Foarte fericită am fost să găsesc acest ceas superb, verzuliu, perfect pentru sufrageria noastră. Căutam de mult un ceas pentru sufragerie, nu mi-am imaginat că îl voi găsi verzuliu așa exact în nuanța de la țesătura canapelei și de la draperii. Da, e un pic mai deschis, dar foarte, foarte pe acolo. Și cu albul ăsta de la cifre, care se potrivește perfect cu mobila albă. Da, sunt foarte fericită că l-am găsit. 27 de lei. Și tot în Pepco, v-am spus eu că au început să aducă și dulciuri, multe, multe și fel de fel, mi-au atras atenția aceste bomboane de ciocolată cu cremă de mango. Da, sună interesant. Și încheiem cu câteva vestimentare, cum am tot făcut în ultima perioadă. Mi-am luat eu niște ghetuțe de iarnă de acum pentru la iarna următoare, da, la sfârșit de an. Știți că v-am mai spus, eu cumpăr în extra sezon ca să iau la preț mai mic. Le-am cumpărat de pe ccc.ro, ele au fost 170 de lei, 169,99 parcă, dar s-a aplicat o reducere de 20%, o reducere suplimentară la cumpărături de peste 150 de lei parcă, și le-am luat la un preț foarte bun, 130 și... Da. Apoi, mai avem așa, de la Waikiki, șosețele pentru Ami au fost 22,99, super drăguțe. Iar apoi o super afacere, mi se pare că am făcut cu aceste produse de la C&D. Am intrat pentru că avea nevoie Sofia de o ținută de iarnă, o ținută de exterior. Și am luat o pereche de blugi care erau deja reduși, 35,99. Da, de la 120 preț inițial, foarte calitativ, deci vă spun cum se simt, au o chestie și pe interior chiar de super, super calitate. Și am mai luat la set cu blugișorii această bluziță, 59,99, redusă de la 95, materialul ăla nu pufos, ușor umed așa, deci nu din acela de cu scame și cu de ți se face așa, te trezești dintr-o dată că ești alergic, deși nu te știi alergic. E un pic mai scurt în partea de din față și un pic mai lungă în partea din spate. Și pentru că se aplica o reducere suplimentară de 30% per comandă, dacă o cumpărai cel puțin 3 articole, m-am gândit eu ce mai avem noi nevoie. Eu mai aveam nevoie de o bluziță. Ați văzut în haul-ul trecut, acela lunar, că mi-am luat două perechi de blugi și o bluziță, mai aveam nevoie de o bluziță pentru la iarnă și am găsit-o pe asta în aceeași nuanță, da, slăbiciunea mea cu verzuliu ăsta acum în ultima perioadă. E destul de simplă, e așa. Singurul detaliu e că e un pic sclipicioasă aici la guler și a fost
55 de lei și am mai luat Ameluiței un set de șosețele pentru că tot are nevoie. Le-am luat și pe acelea și le-am luat și pe acestea, 25 de lei reduse și per total, per bun, s-a mai aplicat o reducere de 30%. Dragilor, acesta a fost clipul. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă aștept și pe blogul meu, alielasblog.com, dacă din când în când aveți chef de citit ceva. Să aveți o zi minunată și să ne revedem cu bine la următorul video. Pa, pa!